Salut, sunt Emil și n-am mai făcut asta de foarte mult timp. Îmi vine să zic și acum, domnul Dan, bine v-am găsit. De data aceasta am pe cineva aici lângă mine, Cătălin Smărândescu. Bine ai venit la masa șerpișorului. Wow, urât. What the fuck? N-am cum să mă abțin, iartă-mă, vorbește. Nici măcar nu cred că te-am văzut vreodată mâncând în emisiunea aceasta. Că noi atunci când am câștigat sandwich-ul cu ton, har domnului, nu erai cu noi. Motivul pentru care ne aflăm aici este ca să ne răspundem la 10 întrebări. Foarte, foarte sincer, sunt niște lucruri pe care noi nu le-am rezolvat încă între noi. Ispita e în fața noastră, așa că n-avem cum să nu ne simțim bine. Băi, eu mi-am dat seama că atunci când Cătălin mănâncă dulce, dă din casă. Cum a fost seara cu tortul. Cătălin, astea. Stai puțin. Deci cu mine vorbeai? Da, cu tine vorbeam. Oh, wow, stai un pic. Deci ca să știu, cum te mai recunosc? N-am înțeles. M-am dat sau nu la tine în junglă? Da, te-ai dat la mine în junglă, da? Nu știu cu ce m-ai confundat tu, dar te-ai dat la mine. Trebuie să-mi explici un pic ce înseamnă la tine a se da cineva la tine. Ce, te-am atins, te-am masat, am venit. Cred că ai uitat acele multe zile în care domnia ta, în fiecare dimineață, prânz, chiar și seara, da, spune-i, smără, ce bine arăți, ce sexy ești, ce tânăr ești, tu ce înțelegi din lucrurile astea? Păi, măi, te manipulam. Te manipulam că încercam să văd cum, pe unde poți să mă mai pe sub pielea ta. Nu prea aveai cum, că nu prea era multă piele. Bun, da, tu, dacă... poftă mare. Mersi frumos. Iar tu ți-aduci aminte când ți-ai făcut cortul de ploaie și îmi spuneai, hai rengle și tu aici, că ai loc lângă mine. Ți-aduci aminte când spuneai că dacă mai trece mult timp, nici nu mai contează dacă e femeie sau bărbat, că merge. Pentru că... am avut o revelație și m-am crezut într-o dată într-o legiune romană în care erau interese femeile. Și atunci, din lipsă de femei... Așa, deci ai fi fost deschis, ha? Eu niciodată nu închid ușa. Bun. Deci în lumea ta, în continuare, tu crezi că eu m-am dat la tine? În lumea ta, tu crezi în continuare că nu te-ai dat la mine? Da, te-am apreciat că ai slăbit, că arăți bine. Te dădeai tu acolo, nu știu ce făceai, ieșai din apă, te ștergeai de apă, așa, era o priveliște ok, dar departe de a fi... Bun. Să... ai în fața ta foștii colegi de la Survivor. Pe cine ai pune lângă tine, pe cine ai pune în spatele tău și pe cine ai lăsat să te aștepte afară? Wow, dar ce întrebare! Băi, tu poți să zici ce vrei, dar eu vreau o gogoașă, frate, că singurul care nu am mâncat de când am venit de la Survivor e gogoș. Bucură-te, crede-mă că e ce trebuie. Deci pe cine aș pune lângă mine, l-aș pune pe TJ, în spatele meu te-aș pune pe tine și afară aș lăsa-o pe Laura. Stai puțin. Cum adică în spatele tău mai pune pe mine? Am auzit că tu ai un background de bodyguard și atunci dacă ai stat în spatele meu, aș ști că sunt în siguranță. Eu am văzut filmul ăla, The Bodyguard, știi? Exact. Și știu că relația între un om și bodyguardul lui devine intimă la un dat, nu? Că ai grijă, ca și cum ai avea grijă de copilul tău. Atunci, avându-te pe tine pe la spate, aș ști că sunt în siguranță. Este adevărat că te-ai epilat special pentru întâlnirea asta cu mine? Vă arăt? Vrei să vezi? Normal. Total. Total epilat. De ce? Păi, niciodată nu știi că de adum de seară. Trebuie să fii pregătit. Mulțumit? Foarte mulțumit. Vrei să pleci într-o vacanță. Ajungi pe o insulă. Naufragiat. Iar. Trebuie să alegi o persoană care să fie cu tine sau poți să alegi trei obiecte. Dacă ar fi să alegi o persoană, cine ar fi acea persoană? Dacă ar fi trei obiecte, ce anume ți-ai alege? Dacă ar fi o persoană Delea, aș merge cu Delea. Pentru că văd că se descurcă și am face echipă bună să supraviețuim. Și trei obiecte pe care le-aș lua cu mine ar fi cam ce și-ar dori el. Da. Sper din suflet să câștige el. Doamnește. Că tot veni vorba de cine să câștige. Există cineva real în accepțiunea ta în acest show? Da. Cameramanii. Delea, Stefania, Nedelcu și alt. Vrei o felie de pizza din asta cu mărar? Băi, nu vreau castravele și cu mărar. Eu am cu altceva. Am cu ton. Mama s-a prezentat la nevastă mea. El urmează să pună. Hai, tu urmezi. Pune-mi-o. Eu sunt la pus da. În momentul ăsta. Hai că ți-o pun, stai să dăm mai într-o parte. Întrebare. Da. Ia să vedem. Dacă ai chemat pe cineva la tine, la Netflix, and chill, ce planuri ai de fapt? Păi mai, Cătălin, eu înțeleg că tu ești dintr-o altă generație și că așa, nu înțelegi neapărat ce înseamnă Netflix and chill, așa, dar din moment ce e Netflix and chill, planul e clar. Chem pe cineva să faci sex. Bun! Aia vreau să aud de fapt. Bun, păi bine ai venit și tu în lumea celor generația Z și să știi și tu că Netflix and chill înseamnă vino să ne futem. Fratele meu, eu vreau să aud că o spui tu. Nu că nu știam ce înseamnă. Păi și ce vrei, să ne uităm la un film sau nu înțeleg? Noi doi? Da. Crezi că ar merge? Nu știu ce să zic. Vezi că tensiunea aia de când nu m-ai salutat. Stai numai pic. Asta este întrebarea. Ce? Bagă. Vreau să te prind cu gura plină când îți spun întrebarea. A, da? Și aici chiar m-au ajutat, fanii de pe Instagram. Ei mi-au scris să-ți spun această întrebare. De ce nu ai salutat regele când a plecat din Survivor? Pentru că singurul rege din Survivor eram eu. Mulțumit?
Și acum să spun ceva eu ție. Ghiși au spus prietenii mei în momentul în care domnia ta m-ai mângâiat pe cap la despărțire, când eu n-am dat mâna cu tine. Prietenii tăi? Ce au spus prietenii tăi despre mângâierea noastră? Toți știu că nu suport să mi se pună mâna pe cap. Și-au întrebat cum de-ai rămas intact la plecare. Și acum avem și un răspuns din partea mea. Eram, sau în momentul așa credeam că tu ești efectul supărării mele. Și n-am vrut să te ating în momentul ăla. Cam asta a fost, cred că așa ai scăpat. Deci dacă am fi plecat în prietenie și te-aș fi mângâiat, e așa mai rău. Da. Mai bine că a fost tensiune și că nu, nu ne-am plăcut. Da, eu aș cere ceva acum, dar mică nu știu dacă am voie. Ce crezi că lipsește? Un coș de gunoi să caut în el. Încă suferi, încă suferi. Să știi. Încă te uiți după coșul de gunoi. Să știi. Cine ar fi Emil Rengle dacă de mâine n-ar mai exista dansul în viața lui? Păi probabil că aș fi început cariera asta de bârfitor profesionist pe vloguri de mult mai devreme. Nici măcar n-am știut că mă pricep atât de bine, îmbârligătorul number one al României. Și aș fi inventat acest concept care cumva mi se pare că e foarte bună, să umplu masa de mâncare, să am invitați care să se bine dispună, să mănânce, să-i satisfac psihic prin mâncat și apoi ei să-mi răspundă la toate întrebările pe care eu vreau să le aflu. Și nu doar eu, ci și fanii de pe internet, pentru că eu am pus o întrebare pe Instagram înainte să te chem aici. O dată, asta aș face în carieră. Și probabil că ce aș face cu viața personală ar fi... Habar n-am, Cătălin, sincer să zic, aș face fără dans, probabil că, că nu pot să-mi imaginez viața. Ai fost cinstit, ai fost cinstit la faza asta. Vă spun ceva. Dacă e cineva care a împărțit cel mai mult mâncarea lui cu ceilalți, a fost Cătălin, iar persoana cu care a împărțit cel mai mult și eu eram gelos, 100% mi-asum asta, a fost Elena. Mi-i dădea non-stop mâncarea lui către Elena. Nu am înțeles de ce și de ce nu mie. Bine, eram în grupe diferite pe la atunci, deci cumva pot să înțeleg, dar oricum mi-ar fi plăcut să primesc eu mai multă mâncare decât Elena. Cu atât mai mult cu cât, pe la final văd că treburile nu s-au mai pupat între tine și Elena. Este Elena un șerpișor mic sau un șerpișor mare? Contrar la ceea ce au crezut toți și au înțeles toți, eu aș răspunde atât la întrebarea ta. De unde știți voi că vorbele mele către celebel au fost neapărat pentru șerpișori? Dacă există șerpișori, dacă am vrut decât să-l bulversez pe celebel și ca să răspund strict la întrebarea asta, nu despre Elena era vorba. Ok. Șerpișorii în acel moment erau Laura și Marian Drăgulescu. De ce? Pentru că, o luăm pe Laura, da? Prima. Așa cum am spus-o mereu, Laura este și a fost un foarte bun jucător de poker. Laura a fost cea care a mutat, m-a vrut ea cărțile și v-a făcut pe toți varză! Varză! Și pe tine, și pe TJ, și pe Raduitu. V-a făcut și mai târziu și pe Elena, cum a vrut ea. Doar că casă lucrurile se văd altfel. Ea încă joacă un rol, ea încă crede că mai este la Survivor, deși nu mai este. Și ea încă tinde să creadă că ceea ce a făcut ea este corect și masca pe care și-a pus-o este realitatea ei. Ne. Greșeală. Din punctul meu de vedere, omul care a manipulat cel mai tare în acest joc a fost Laura Jurcalu, ladies and gentlemen! Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, ea încă are o părere foarte bună despre ea, ceea ce eu nu pot să spun. Da? Și-am mai spus un lucru și repet în momentul ăsta, înțeleg tot ceea ce se întâmplă social, în schimb nu pot să înțeleg răutatea și prostia. Și deși știu că eu ți-am pus ultima întrebare, tot mai vreau să spun o întrebare. Ești cu pusul astăzi. Te prind în sinceritate și îmi place. Mă, zi sincer, ție ți se scula cât eram acolo pe insula? Da. Cum? Păi în fiecare dimineață. Fiecare nu se scula? Normal. Dar erai singurul, tu știi asta, că noi ne mai vorbeam între noi. Noi ne făceam griji, păi, că de ce nu. Deci fii atent aici. Fii atent aici, o problemă. Spre final l-am întrebat pe doctor și am zis, bă doctore, trebuie și să am niște dubii pe la final. Adică să nu mai fie dimineți? Nu prea mai erau dimineți. Glorioase. Glorioase, erau mai neglorioase pe românești. Și l-am întrebat pe doctor, băi tatate, bă frate, deja am luat și pormele la ăștia, ce dracu fac? Nimic. E normal pentru că lipsă de vitamine, hrană, corpul bla, supraviețuiește. Bun, în cât timp revin? Vreo lună de zile. Păi ești nebun, mă duc acasă după 3 luni de zile, mă dă nevastă mea afară din casă. Deci dacă se face All Stars și prin absurd, te chemați, fii singur. Puuu, fii sigur că vei avea un loc de dreapta mea. Că... Stai dracu acolo. E ok nebun, pentru ăștia care filmați. Dă-te mai încolo. Lasă că... Ai și tu calitățile tale. Exact așa erau invitațiile. Exact așa erau invitațiile lui Cătălin în cortul lui. Exact așa îmi spunea. Dar mai e un loc aici. Hai vino aici, cu Elena! Așa încerca el. Am văzut că ai scris pe Insta, ai spus că vrei să pleci în Bali. Bun! Mă, și că vrei să strălucească aura la cascadă? Parcă așa ceva, nu? Da. Nu m-am lămurit. Ce te duci să faci acolo ca să strălucești? Mă duc să-l vizitez pe prietenul meu, Remus Boroiu. Ei! Vezi? Vezi?
De-aia n-are ursul coadă. Da? Da, da, ce ai tu cu Remus? Întrebarea nu e ce am eu cu Remus, întrebarea ce ai tu cu Remus? Păi Remus. Aha. Este un prieten foarte bun care e în Bali. De cam mânecat. Și organizează un retreat la care mă duc și eu. Și tu cu el. Și cu mai mulți oameni din România, cine mai vrea să vină la retreat, nu o să fiu singur acolo. Dar ești gelos? Ce se întâmplă? Hai să zic. Și dau seama că este făcut pentru mai mulți oameni din România în care să fiți decât voi doi. Nu, e mai, pentru mai mulți oameni, înțeles, e deschisă. Cătălin. Da, da, da. Ușa da, e deschisă. Aha, am înțeles. Vrei să vii cu noi la retreat în Bali? Poți da o mesaj undeva să sunt dacă pot. Te rog. Și așa toată lumea spune că eu sunt dependent de ea și că nu pot să mă mișc fără ea. Așa, spune lumea? Da, corect. Și eu recunosc. Este... Ești dependent de soția ta? Da, corect. Sunt dependent de ea. Pentru că noi doi suntem, de fapt, unul singur. Wow. Dacă e o chestiune cu care m-a inspirat foarte mult în Survivor, zi, a fost să vreau să îmi fac copii, îmi doresc să am copii și ești un foarte mare motiv pentru care îmi doresc acest lucru. Te rog. Pentru că am văzut cât de mult înseamnă pentru sufletul omului să te aștepte niște copii, ca să ai copii, să dai mai departe viața. Băi, ce energie îți mulțumesc pentru asta. Ce energie îți dau copii, nu-ți dai seama. Deci în maxim 5 ani o să am primul copil. Încă nu știu cu cine sau cum o să reușesc să rămân însărcinat, dar cumva o zi o să-mi iasă. Tot. Vedem, eu și cu TJ o să încercăm în continuare în orice caz să facem. Băi, mi-ai răspuns la întrebare! Bun, deci tu cu TJ în junglă? Nu, 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 nu. Ce în junglă? A, nu, vă plimbați, aia am să spun. Bă, dar tu și în Survivor ai avut o problemă cu mine și cu TJ în junglă. Nu înțeleg. Am impresia că multe dintre întrebările pe care le pui așa ca și cum copilul ăla mic care a rămas pe din afară. Eu și cu TJ suntem brothers. Am și rămas brothers spre deosebire de ce ar zice Laura că s-a întâmplat. Un frate care m-a vândut și el pe ultima 100 de metri, dar eu sunt exemplu real de iubire și iertare, așa că deja te-am iertat, TJ, te aștept. Să continuăm discuțiile din junglă, care au fost strict discuții de descărcare. Noile echipe, da? Vulturii cu tigri. Vulturii sau tigri? Sau mai bine spus, Delea sau TJ? Delea. Delea 100% și... Unde Delea era, era vulturii, nu? Unde dracu rămâne TJ în faza asta? Că până acolo nu mai de TJ. Pe TJ îl vreau acasă că îl suflă vântul, e deja bolnav. Nu, e, nu, nu arată bine, e deci pe tu. Bune. Da, Delea văd că mai ține, e mai puternic. Sincer, 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 sincer. De. Îmi doresc să rămână și TJ și Delea până în finală, că știu că își doresc treaba asta. Așa. Pe Delea eu n-am reușit să-l cunosc când a ajuns de mult pentru că era în echipa adversă. Dar pare un băiat simpatic. Cum de altfel spuneai și tu, tu îi spuneai simpaticule. Cine te enervează sau te-a enervat cel mai mult din Survivor? Și de ce? Am voie să spun două nume? Da. Roxana Ciuhulescu și cu... Sunt celebru, dar nu mă vede nimeni, ceva de genul. Prietenul meu cel mai bun. A, e prieten cu tine? Robert. Cum să rău? Păi de, nu, el numai despre mine vorbește de când e a avut o cariera asta în Survivor. Ai epuizat toate subiectele dacă a rămas la tine. De ce? Pentru că, așa cum am spus și în alte discuții, înțeleg foarte multe lucruri, dar nu pot să înțeleg prostia și răutatea. Și aici am spus totul. Mâine ai șansa să iei o singură decizie din viața ta de la zero. Unde îți zboară gândul? Sincer, primul lucru la care mă gândesc este că aș alege să mă nasc într-o altă țară. Oricât de dureros ar suna asta, că mă doare pe mine când o zic, știi? Dar nu e din cauza că aș fi dezamăgit de România. O iubesc, îmi place ce se întâmplă aici, îmi place tot feedback-ul pe care îl primesc. Dar mă gândesc că lumea e atât de mare și are atât de multe de oferit, că dacă aș putea să iau o altă decizie și să iau de la zero experiența vieții, m-aș naște altundeva. Dacă ar putea să schimb ceva, cum m-ai întrebat și tu pe mine mai devreme, dar nu în legătură cu viața ta, ci în legătură cu Survivor, ce ai schimba, ce ai face diferit acum? Simplu. N-aș mai împărți mâncarea mea cu nimeni. Bravo. Îmi vine să te felicit pentru această decizie foarte prietenoasă. Interacțiunea noastră, prima păi chiar. Păi nu cred că e prima oară când suntem de acord cu o chestie amândoi. Da, cât de cât, că a fost cât așa. Cât, da, 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 cât de cât, cât de cât. Eu o să mă duc totuși să-mi fac o analiză la palma asta dreaptă. Gândește, delete, delete, delete. Da? Da. Ce anume ai șterge din viața ta? Tu aș șterge comentariile negative, aș șterge oamenii falși, mâncarea proastă. De mâncare proastă, dacă vei prinde un Survivor, te stântuși la aia. Așa că nu ștergem. Adevărat, adevărat. Bun, nu, lăsăm orice fel de mâncare e bună. Ai dreptate, după experiența atât Survivor. De mâncare, crede-mă, după Survivor orice deci, ți-e foarte bun. Acum, fii atent, și poate nu reușesc să-ți răspund la al treilea delete, dar tu, vreau să faci acum un exercițiu de imaginație, îți aduce aminte că noi doi ne trezeam în fiecare zi, împreună pe aceeași insulă, suferind de foame, și ți-e vine să crezi că asta e realitatea noastră acum, adică noi acum, uite puțin,
câtă porceală e în fața noastră. Tu realizezi că noi acum 2 luni, bă, supraviețuiam împreună în foame. Păi mi-aduc aminte că stăteam, ne trezeam și ne gândeam din puținul de mâncare pe care mai aveam, când să-l gătim. Și mai știu așa un lucru, că era unul mic și al dracu pe care îl chema Rengle, care întotdeauna era primul la mâncare. Și nu știu cum dracu se întâmpla, că de fiecare când se împărțea mâncarea, el avea porția cea mai mare, fraților. Eu n-am pomenit asta niciodată în viața mea. Mă, ce rău ești, n-ai zis nimic acolo, vezi? Acum îmi reproșezi. Păi băi, știi, când ajungi acasă încerci să vezi multe lucruri, le mai gândești, le mai nu știu ce, le-aia. Dar să zici că asta am văzut de acolo, de după ce ai plecat tu. Când mi-am dat seama că toate porțile sunt la fel. Dar nu știu ce, la tine întotdeauna era mai mare. Recunosc că eram primul și la împărțit mâncare și la lins oala, dar... La lins oala. Ai văzut cât eram de slab, bolnav de slab. Ba, am văzut, în comparație cu alții care sunt gași. Da, da, nu, adică eu chiar cred că eu, cum să zic, îți spun foarte sincer că eu nu mai gândeam, adică foamea asta chiar te face să faci niște lucruri. Când se împărțea orezul ăla puțin pe care l-aveam, mi-era foarte greu să fiu discernat. Să discern. Deci eram, trebuia, adică eu chiar cred că psihic nu mai eram eu. Fiecare zi în care nu ai puncte, este o zi pierdută. Tu trebuie să completezi spațiu. Cu un singur cuvânt. Sau cu două. Băi, dă-mi, îmi pare ok. Asta, deci gogoșile, așa ai? Da, frate, n-am mâncat gogoși, deci wow, sunt excelente. Fiecare zi în care nu ai dramă, e o zi trăită degeaba. Și îți explic de ce. Pentru că viața e scurtă. Și de ce și să nu... trăită la maxim. La maximum, exact. Bun. Și o dramă, bineînțeles, din asta. Acum nu, uite, toată lumea mă judecă de aici, din spatele camerelor. Au loc de fals, ești Emil, cum adică dramă. Tu ai să zici iubire. Ești fals? Când trebuie, da. Tu? La fel. Bravo, facem echipă bună. Că tot vine vorba de echipă bună. Eu cred că noi facem o echipă bună, doar că noi nu ne-am dat șansă încă. Și mie mi-ar plăcea foarte mult te văd dansând. Vă zic sincer, cred că unele lucruri trebuie zbifate indiferent de vârstă. Nu știu dansezi, cum cazi? Eu nu știu. Păi de-aia vii la mine în sală ca să te învăț. Ziceți-vă dacă nu credeți că ar fi o idee bună ca el să dansezi. O să vin la tine în sală să învăț dansezi. În momentul în care o să vii tu la mine în sală, să pui mâinile, să pui mânușile în mâini, să vezi ce simte un sportiv de contact. Da, mă, dar eu sunt finuț, eu sunt cu dansurile, cum să mă lupt? Cu mâinile, cu picioarele și cu creier. Doamne, zici că mi-ai dat sfat acum înainte de traseu. Fix așa mi zicea Cătălin, concentrează-te că poți, totul aici în cap. Băi, te-ai că mi-a mai picat o dată. Cine te-a inspirat cel mai mult în Survivor? Cine m-a inspirat cel mai mult? Da. Domnul Dan. Perfect. Bun. Sincer, domnul Dan, adică e Dumnezeul nostru. Eu n-am înțeles un lucru. De ce domnul Dan era subiect de inspirație pentru tine și Elena? Pentru că era foarte echilibrat și mereu ne dădea sfaturi și spunea: sunteți cei mai tari, nu uitați prin ce treceți. O lume întreagă vă privește. Stai că... Să-ți dau eu una? E ok? Foarte ok. Bun. Da, domnul Dan era acest personaj care oarecum era acolo, mâncat, curat. Normal că era atractiv. Deci nu eram niște jegoși, dar... care nu am văzut să pun 3 luni de zile. Chiar eram jegoși. Și care ne uitam unul la celălalt pe scârbă, nu? Cam așa? Da, da tu. Bă, chiar că. Bă, dar chiar asta făceam. Știi ce, e curios cum de nu ne mai simțeam mirosurile, frate, la un moment dat. Nu mai simțeam. La început au fost momente când Laura îmi spunea: băi, Emil, puți rău în primele săptămâni. Și ziceam: știu, dar n-am ce să fac, cât să mă mai duc să mă spăl în apă. După care a trecut treaba aceasta. Pe oricum, la un moment dat, deja mă căcam pe mine lângă voi. Adică era tot una, că de la ta cocos și stomac gol curgea din mine. Adică faza cu cocosul a fost groaznică. Că știi cum era? Venea atunci. Acum, nu mai Și noi știam lucrul acesta, că nu e ok, că nu-ți pică bine, că nu știu, dar cum îți era foarte foame, psihic, trebuia să bași ceva în tine, să mănânci. Tu când te duci la restaurant cu prieteni tăi, îi comandă câte 2 porții pentru tine? Nu, ție acum ți se întâmplă asta? Nu, dar la ce mă uit eu acum că se întâmplă cu masa asta cu tine și ceea ce văd că se întâmplă cu tine de când ai ieșit de la... Nu, de când am ieșit eu și te văd ce se întâmplă cu tine. De la Survivor, frate, mănânci continuu, non-stop. Ești gras ca un purcel? Nu prea. Da, te-ai îngrășat. Oricum, Emiluță, la micul care îl știam eu de la Survivor, a dispărut. Este un Emiloi mare. Hai noroc, dacă am învățat ceva în Survivor, este să ne bucurăm de viață, de mâncare, că eu oricum... Nu. Stop. Zi. Deci, vedeți? Stop. Am înțeles și el că trebuie să oprească când vorbește leul. Scuze, regele. Mă rog, adevăr. Bun. Invitație. Aha, invitație. De la mine pentru tine, pentru că trebuie să-mi întorci vizita, da? Bun. Pentru tine va fi în sala mea de sport, în ringul de box sau kickboxing, cum vrei tu, sau am o variantă mai bună, cușca de MMA. Ce alegi? Oricum nu trebuie cușca să alegi de MMA. Eu aleg pentru tine, calmează-te, da? Și o să înveți să te lupți. Și atunci, poate că Emiluță la mic îl va descoperi pe Emil cel mare. Și cum se vor mai schimba puțin. Ce te pricep. Și voi ziceți că eu sunt șarpe.
Ați văzut cum a intrat, cum a știut ce-mi doresc eu de fapt? Și a venit el, mă, răspunsul care să-mi arate calea către, păi numai că, către lumea, Emilu pe care mi-l doresc lumea eu. Lumea trebuie să înțeleagă un lucru. Eu chiar dacă n-am făcut echipă cu tine, pentru că eram grupuri separate oarecum, băi, v-am studiat pe toți. V-am văzut pe fiecare cum. De-aia am spus, când se va termina Survivor-ul, eu voi fi prieten cu toată lumea, mai puțin cu ăia care au fost rău intenționați. Pentru că social eu am înțeles foarte multe lucruri. Social, fiecare și-a jucat cartea și rolul așa cum a știut, dar răutatea și prostia n-am cum să le accept niciodată. Cătălin, eu îți accept invitația în sala de box, kickbox, yes! MMA, ce vrei tu, dar numai și numai dacă vii și tu în sala mea de dans și dansezi și îți fac un mic sincron. Pentru că eu cred că lucrurile trebuie să fie echilibrate. Aici, uite, am invitat, am mâncat amândoi. Acum, dacă tu mă invizi la tine în sală, trebuie să vii și tu la mine în sală, să ne arătăm talentele unul la celălalt. Și la final să iasă o coreografie frumoasă cu tine și un match de box între mine și cine o să vrei tu să fie. Voi cei de acasă, chiar credeți că după meciul de box va fi în stare să mai danseze? Păi nu, repetițiile de dans le facem înainte. Nu. Da, da. Ba da. Ziceți voi în comentarii. Chiar. Dacă vreți ca de box prima dată sau dans. Deci care să fie prima dată, da? Asta box, ziceți voi. Box, da? Scrieți dans, mă rândesc cu egal dans. La box, dacă punem kickboxing sau MMA, e mai nasol. Sau jiu-jitsu brazilian, că îi rupem picioarele și el are nevoie de picioare, că e dansator. Dacă îi rupem nasul, o mână, îi umflăm un ochi, mai merge. Noi că, na, poate să, știi? Bine, din greșeală poate îl mai cară și pe picior ca să pe danseze. Manele o să danseze, Cătălin. Pe manele am și în cap deja maneaua potrivită. Prințesa, cum e? Hai zi pe aia cu prințesa. Prințesa de aur, o vedeți aici. Cătălin Smărândescu, o să-i pregătesc eu ținuta și tot. Bine, mă, hai să-ți dăm din casă atunci. Vrei să dau din casă? Dă din casă. Păi m-ai enervat deja. Zi. Știi ce mi-a făcut la Survivor? Ceea ce voi n-ați văzut. M-a pus dansez la bară. E normal? A spus, dacă iei punct, dansez la bară. Și ce-a făcut Cătălin? Și-am dansat la bară! Da. Masa este plină, Cătălin a fost primul invitat. Îți mulțumesc frumos! Și de data aceasta... Te aștept la mine, să știi. Am să-ți întind mâna din nou. Bine ai venit în realitatea... Realitate. Ok. Ați dat zoom? Ați dat, mă, zoom? Când m-a salutat omul într-un final? Au! Uitați să-l dăm la capăt! Vezi, mă, că te mângâi pe cap imediat! Ne vedem ori în sala de dans, ori în sala de kickbox, în funcție de cum decideți voi. Dragii mei, dacă țineți la viața lui, lăsați-l la box prima dată. Pentru că va fi nevoie să se apere în sala de dans împotriva unui urs care n-are nicio legătură cu dansul, ca să mă știți. Convinge și pe mine, mă duc la toaletă că nu mai pot, trebuie să mai fac loc la mâncare, te invit să mănânci în continuare, eu o să mă retrag acum, când Cătălin. Când dacă poți să mai mănânci, când să-ți duci la ne mâncare. Vedem în sala de dans, Cătălin Smărândescu cu egal dans, da? Nu, scrieți acolo, Emil Englebo. Egal dans, hai, pupa!